Cristian Toader Pastia a explicat că Nicolae Pecingină va fi cel care se va ocupa de parcul industrial până când se va stabili noul director. Deocamdată, domnul director Pecingină, care a lucrat cu mine, este interimar, urmând ca Consiliul Județean, în termen de cel mult 6 luni, să facă procedura de selecție. Este o procedură destul de greoaie, pentru că condițiile sunt, pe ordonanța 109, foarte restrictive, adică foarte puțini oameni ar îndeplini condițiile să meargă acolo, dar acești oameni, în general, au alte funcții mult mai bune și nu, parcul industrial nu este atractiv pentru ei. Chiar dacă a demisionat, Pasti vrea să facă lobby pentru ca la parcul industrial să ajungă fonduri în viitor. Situația este una extraordinar de bună. Sunt în cont peste jumate miliard bani. Nu avem datorie la nicio firmă și la niciun buget de stat sau local. Societatea este curată din toate punctele de vedere, apare o pierdere datorită faptului că toate lucrările executate în cursul anului trecut de hidroizolații, toate datoriile pe care le-am plătit la finanțe și amortizmentul pe acele lucrări au fost introduse pe costuri. Și practic s-a creat o pierdere care în cursul anului acesta și anului viitor poate fi recuperată, dar cine ia societatea o ia de la zero. Firmele din parcul industrial sunt stabile, dă asigurări Pastii. El a demisionat din funcția de director al parcului din Bumbejiu la sfârșitul săptămânii trecute. În paralel cu funcția de consilier municipal, Pastii îl va consilia și pe Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean.